Bună ziua, dragilor! Astăzi vom învăța o melodie părind de Jean Para, Bun e vinul Ghiurghiuliu, da? Scris în trei tonalități. Prima tonalitate începe cu re și avem si bemol, știți? A doua începem cu mi și avem fa diez și a treia tonalitate, doar note naturale, începem cu la. Să vedem, nimic deosebit. Ok. Și să începem. Așa, începem cu recorderul, da? Cum am spus, începem cu re și avem si bemol. A doua tonalitate, începem cu mi și avem fa diez. Și a treia tonalitate, începem cu la. Ok, și acum cu laul moldovenesc, prima parte, începem cu re, si bemol, da? Partea a doua, începem cu mi, fa diez. Partea a treia, începem cu la, note naturale. Ok, și ultimul fluier, da, prima parte, a, începem re, re, si bemol. A doua parte, începem cu mi și avem fa diez. Ok.
a treia parte începem cu la. Mulțumesc, vă aștept la următoarele prezentări.